O vale moartă pe un munte de cărbune. Asta pare să fie soarta Văii Jiului în anii care vor urma, odată cu închiderea ultimelor mine de huilă din România. Urmăriți acum o poveste despre sărăcie, indiferență, uitare și mineri care lucrează la sute de metri sub pământ, chiar și pentru salariul minim pe economie. Un reportaj revoltător despre viața minerilor din Valea Jiului, realizat de Ana Maria Nedelcov. Îl vedeți în această seară la o ediție specială, la ora 19, prezentată de Berta Popescu. Minerii câștigă foarte prost. Sunt șefi care câștigă 20.000 de lei. Mineritul nu mai există. E ca un cadavru din care se mai hrănesc tot felul de dăunători. Asta se întâmplă când nu avem mineri la dispoziție. Mai multă conducere este. A fost un sistem prin care s-a încercat sifonarea banilor. Toată lumea o dă cu turismul, dar vă dați seama că nu turismul poate să țină o vale întreagă. Adică să fim serioși. Și iată că vă aflați într-o zonă turistică. Câți turiști vedeți pe aici? Valea fără minerit e moartă. Este coroană, nu vă speriați.